În primul rând, scuzați-mă, mă românește, care nu este perfect. Principalele de acces sunt taxi care a avut mult succes în trecut, care de exemplu European Village, care e școala de limba, Food Corner și debate unde public are oportunitatea să discuteze cu ambasador din Uniunea Europeană. Dar acest an nu avem și inovație, pentru că nu numai avem Europe Day și la Chișinău și la Belz, dar și o să fie European Film Festival, care este foarte mare, foarte tare inovare în România, că să fie de 10 do 13 din mai, cu 11 filme din toate statele din Europa. Un punct culminant al sărbătorii este concertul care are loc la sfârșitul zilei. Ne spuneți ce trupe străine vin la Chișinău și la Belz? Sunt multe. Avem la Chișinău banda care se numește Brainstorm, care vă cunoaște, și la Belz avem Monarchia, care vine din Marea Britanie. Dar și avem mulți trupe și la Chișinău și la Belz, și din Moldova și din Europa, care simbolizează această diversitate din Europe Day. Și pentru că Europe Day este sigur că o ocazie pentru să învați, dar sigur pentru să sărbăți-o areți. Pentru oamenii simpli, zilele Europei înseamnă în primul rând bucătăria tradițională, corturile cu mâncare, care reprezintă cultura fiecare țări. Ne spuneți mai mult, vă rog, despre școala de limbi, despre dezbateri, despre partea cu cea. Da, aș vrea să spun primier că sigur că Europa este mare organizare din punct de vedere politic și economic, dar și înseamnă bucătăria, și înseamnă limba, și înseamnă cultura. Și noi avem, ca ați menționat, școala de limba cu posibilitatea pentru public să învați pentru 45 de minute o limba din Europa. Și cred că acest an avem mai mult de 7-8 limba și aveți posibilitatea să învați german, francez, italian, polonez, turec și așa. În ce constau dezbaterile? Care vor fi temele? Cine poate participa? Toată lumea poate participa. Noi avem și reprezentativ ambasador din Uniunea Europeană și reprezentativ din autoritățile Moldova și de opoziția, și e foarte deschis. Și teme sunt și foarte deschis pentru că sunt o relație între Uniunea Europeană și Moldova, din punct de vedere politic și de punct de vedere economic. Și așa e foarte deschis subiect, pentru că noi vrem să oferim posibilitatea pentru toată lumea care are întrebare, are posibilitatea să discuteze cu ambasadorele. Ce acțiuni se preconizează pentru locuitorii orașului Bălți în ziua de 14 mai? Este tot aceeași, se diferențează? Este la fel ca Chișinău, dar e diferent pentru că este prima dată. Dar noi am avut foarte bună cooperare cu autoritatea din Belz și sper că o să fie mult lumea care să participe și la concert, și la școala de limba, și la Food Corner, și la debate publice. În edițiile viitoare se preconizează o extindere, adică mai multe două orașe? Să vedem. Și nu pot să vă întreb de partea materială. Cât costă? Dar e foarte important. Avem cooperare foarte tare din punct de vedere financiar cu Moldova, dar e și important să prezentăm Europa în mod concret, în mod cultural. Dar nu e foarte scump. Care este mesajul acestei sărbători pentru moldoveni? Ce trebuie să înțeleagă oamenii simpli în urma zilelor? Cred că toată lumea este oamenii simpli, dar este ocazia pentru învăț, de punct de vedere cultural, de punct de vedere de bucătărie, de punct de vedere de limba, dar este sigur și o ocazia să celebrați, să sărbătoarem împreună cu Moldova și cu oamenii din Uniunea Europeană. Să înțeleagă moldovenii că Europa este alături? Da, sigur. Moldova sigur este în Europa și avem mai mare relație de punct de vedere cultural și așa, și acum de punct de vedere politic și economic, și este și mesaj că avem același values, da, valoare împreună. Bine, mulțumesc. Mersi mult.